lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Oh. Bună, prieteni! Astăzi este Ziua României și înseamnă că este 1 decembrie în anul 2021. Primul Vlogmas din 2021. La mulți ani, România! Dacă e 1 decembrie, înseamnă că să ne vedem în fiecare zi cum deschid eu calendarele. Și o să ne vedem zilnic, pentru că asta înseamnă Vlogmasul. Primul calendar sunt niște șosețele. Șosețelele pe care le-ai avut și anul trecut, nu? În fiecare an. Da. Să vedem anul acesta cu ce sunt umplute. Mie se pare că sunt cam slăbuțe. Crezi că nu e nimic acolo? Nu, se pare cam slăbuțe un pic. Vedem. Și al doilea calendar este un cadou de la Lidl, pe care l-am avut tot anul trecut. O să le vedeți toate acolo pe cele clipuri pe care sunt acolo pe playlist pe Vlogmas 2020. Da. Și al treilea calendar este acesta. Wow! Pe acesta nu l-ai mai avut, nu-i așa? Este nou-năuț. Este un cadou de la prietena mea, Bianca. Mulțumim! Mulțumim! Și acest calendar tot nu l-am avut anul trecut. Eu când am intrat de dimineață, îmi s-a părut ceva strană. Și când am văzut acesta, mă gândesc un pic, l-a dus moșul și este tot un calendar. Ai idee ce scrie acolo? Toate prințesele de la Disneyland. Este un advent calendar cu 24 de cărticele. 24 de povești în așteptarea lui Moș Crăciun. Cel mare! De bea aștept să citim fiecare seară o poveste? Da, dar asta nu e poveste. Asta este înăuntru, sunt niște mai multe pe care, de fapt, și acolo cred că sunt niște dulciuri sau altceva. Sau niște carne screne sau nu știu. Ai tras cu ochiul? Nu, că nu putem, că era închis cu fundă. Ultimul este plin cu dulciuri. Ăsta ești sigură că e plin cu dulciuri, nu-i așa? Da. Plin de dulciuri. Și să vedem ce e aici înăuntru. Niște ciorăpei. Șosețele? Șosețele dintr-o astea pe care nu te anunecă. Wow, chiar aveai nevoie! Și foarte groază de Crăciun. Ce drăguțe sunt! Pentru că tu nu poți papuci ei și mereu ai nevoie de... Dar e foarte moale. Sunt moi? Da, moi. Wow! Foarte moi. Îți plac? Da. Și așa cu buline, nu? Și bulinele astea îți fac masaj, parcă, că sunt un pic mai mari. Ca să nu aluneci. Da. Wow, ce frumos! Sunt confortabili? La 40, când vine moșul. Wow, o pomponică! O ciocolățică Milky Way! Wow! Îți plac? Da, vin să mănânc. Păi poți să mănânci, că ai mâncat mâncare, nu? Da. Oh, dar chiar o desfaci acum, nu mai aștept să vezi și ce e în celelalte. E bună. Și a cincelea cadou va fi asta, acest calendar. Ce vreau unii, să vedem ce e aici. Wow, elastice. Elastice de păr. Mov. Napolitană. O napolitană și mai e ceva acolo. Wow, știi ce este? Nu. Ai idee? Cafea. O ciocolată caldă. Da, e o ciocolată caldă. Tu bei ciocolată caldă. Da. Și să-l desfacem, să vedem ce e aici. Tu ce crezi că este? Wow! Wow, ce frumos! E foarte
număr. Și numerele nu sunt în ordine, observi? Da, trebuie să le iei tu, pe rând. Wow! Hai să vedem ce e picul ăsta. Hai să vedem la 1 ce este. Mickey Mouse! O cărticică, povestea de Crăciun a lui Mickey. Wow! Wow, fain! Eu m-am uitat pe spate la carte și acolo erau toate colecțiile, dar eu credeam că se referă la carte. Că se referă la cărticițele astea mici, mici, mici. Tu ai tras cu ochiul aici pe spate de dimineață, când mami dormea. Și ce ai crezut când ai văzut aceste cărticele? Am crezut că sunt niște cărticele mult mai mari. Ca să toată colecția, nu? Da. Nu ți-ai dat seama că aceste cărticele le vei avea în advent calendar. Acum deja știi ce povești vei avea, însă nu știi în ce ordine. Da. Și ultimul calendar este acesta, ca un tablou făcut frumos. Vrei să lăsăm așa, că e frumos? Da, dar trebuie să scoatem dulciurile. Tu vrei dulciurile, nu? Măcar atâta. Și trebuie să le tăiem. Un tablou. Ce avem noi aici? Moșul. Moșul cu Reni și cu Spiridușii. Este o planșă de colorat. Și l-am desfăcut. Oh, vezi numerele aici? Da, dar unde este unul? Că nu-l văd. Voi îl vedeți? Că nu văd unul. Dacă voi găsiți înaintea noastră cifra 1, puneți un mare, aici mare este. Like! Și... wow! Ce avem aici? Oh! Un om de zăpadă! Un om de zăpadă! Știi cum spunea el la toți oamenii de... oh! De mă tot toți oamenii de zăpadă spuneai Olaf când erai mică. Olaf. E un Olaf! Și nu e împachetat. Deci trebuie să-l mănânci acum, nu? Wow! Câte dulciuri! Wow! Ce faci aici? Bine. Stai cu bebe? Da. Și la ce vă uitați? Uita, am primit un calendar. Veniți mai aproape să-l vedeți. Îl știm de dimineață. Da. Și eu asta numesc frigider. E frigiderul tău? Da. Și iar e frigider de cărți. Iar arăt aici, îl vedem. Și recunoști că ai tras cu ochiul? Să vezi ce urmează în zilele viitoare? Nu. Nu recunoști? N-ai tras cu ochiul? Încă nu văd. Aici, pe exemplu, să spunem că e bel, dar nu știu dacă e chiar bel. Ai tras un pic așa, să vezi, nu? Tu, de fapt, vrei să știi unde e bel? Povestea ta preferată? Da. Pentru că de asta se numește canalul Belaneli, nu? Da. Ți-a plăcut prima poveste? Da. Mie nu prea mi-a plăcut. Și mâine este aceasta. Sperăm să fie mai bine scrisă, pentru că n-a fost chiar ok pentru o poveste pentru copii. Da. Da.
are vreo 3 pagini, să nu vă speriați. E foarte mică. Are vreo 4 pagini. E foarte mică. Adică e cât... Ia uitați cât de mică e. Cât de o mână. No, e ok că e mică, dar mie nu mi-a plăcut că a fost cam dramatică. Și cam înspăimântătoare. Înspăimântătoare, exact. Pa, pa, ne vedem mâine cu... să mai ne vedem iarăși cu a doua surpriză și cu toate calendarele. Pa, pa!